Breaking, parchetul european investigează modul în care au fost cheltuite fondurile pentru proiectul IT Delta Dunării în 5 locații din mai multe județe. Parchetul european investigează modul în care au fost cheltuiți miliardul de dolari în Delta Dunării. Căutați 1-5 locații în mai multe județe, Info Sud-Est și 4. Icată în două articole, însă Doțke Zeitung și Nârâc. Parchetul european condus de Laura Codrușa-Covesi a anunțat joi într-un comunicat că cei trei sus pe 2018, un sindicat al crimei organizate pentru a finanța banii europenii pentru dezvoltarea Deltei Dunării, procurorii europeni au calculat pierderile în jur 3. Deci un mod coordonat de acțiune, procuror, doi dintre suspecții au pus la dispoziție 4 companii cu utilizare abuzivă a fondurilor europene și le-au fost. Oficial, un al treilea suspect a furnizat echipamente altor 4 companii controlate de alte 2 companii la prețuri supraevaluate, având în vedere că